Șoferii care au parte de defecțiune la mașină, în urma cărora partea carosabilă este pătată, trebuie să igienizeze zona. Altfel, riscă amenzi usturătoare. Aceste reziduri pot ajunge cu ușurință în natură și pot contribui la poluarea mediului înconjurător, motiv pentru care șoferii trebuie să fie responsabili și atenți la astfel de evenimente. Un caz asemănător a fost sesizat de către cei de la Garda de Mediu Mehedinți, care au informat un cetățean cu privire la sancțiunile pe care le riscă dacă nu va curăța locul în urma unei defecțiuni. Șoferii care se confruntă cu scurgeri de lichidă de la motorul mașinii pe partea carosabilă sunt obligați să igienizeze acea zonă și să curețe deșeurile produse. Iar dacă regula aceasta este cunoscută de aproape toți șoferii, cei mai mulți nu cunosc și faptul că pentru nerespectarea ei pot primi amenzi usturătoare care pot ajunge până la 30.000 de lei. Igienizăm cu materiale absorbante care... cu nisip, cu calciu, cu eu știu ce alte substanțe să găsesc în comerț, pentru a absorbi uleiurile eventual la motor, scurgerile care se întâmplă. În ce scop? Pentru ce? A igieniza locul și... Și de asemenea pentru a nu polua? Pentru a nu polua natura, da. Știați de existența unor amenzi cuprinse între 25.000 și 30.000 pentru cei care nu se ocupă de igienizarea locului în care pățesc un astfel de eveniment? Nu știam de așa ceva de amendă, n-am auzit până acum. În momentul când se observă scurgeri de lichide, atunci trebuie un neutralizator al substanței împrăștiate, măturat, pus nisip, dus, să nu se întâmple derapaje. Să nu fie poluat și o mașină care vine să nu derapeze pe pata de ulei, de... Știați motor. De altfel de amenziile care revin cetățenilor care nu se ocupă de acest lucru? Nu știu. Măsuri de igienizare a locului în care s-au întâmplat aceste lucruri? Corect, da, prin ștergere. Și dacă în caz avem un pulverizator în mașină, se poate da pe asfalt. Știați că cei care nu iau măsuri de igienizare a locului în care pățesc astfel de evenimente sunt amendați cu amenzi cuprinse între 25.000 și 30.000 de lei? Nu știu până acum. Acum aflu la dumneavoastră. Comisarul șef al Gărzii de Mediu Mehedinți, Cătălin Tutilescu, a fost martor la un astfel de incident. Am identificat un autoturism care avea pierderi însemnate de combustibil. Cel care conducea era supărat pentru că avea această mare problemă, dar pe lângă problema care o avea la autoturism, care era un furtun spart, avea o problemă foarte mare cu poluare. Înțeles foarte clar că a făcut involuntar un lucru care contravine mediului înconjurător și a înțeles că trebuie să neutralizeze acea poluare. Cei care nu neutralizează PPL sau polurile accidentale riscă amendă de la 25.000 la 30.000 de euro. Pentru că materialele sau combustibilul ajunge în sol sau dacă este cum zonă asfaltată, poate să ajungă în canalizarea orașului și poate la o poluare mai mare pot bloca stația de epurare. Pe lângă faptul că un astfel de eveniment poate polua natura, oamenii trebuie să înțeleagă că se pot crea situații de pericol iminent. Acest lucru din cauza substanțelor care pot face ca partea carosabilă să devină alunecoasă și implicit un adevărat pericol pentru cetățeni.